Felicitări! Ați primit un premiu rece pe care bănuiesc că îl veți savura după meci. Mulțumim! Sigur după meci se va savura. Sperăm să vină și o victorie în seara asta. Avem nevoie de ea neapărat, să ne ridicăm puțin din zona roșie a clasamentului. Ați primit premiu pentru echipa lunii iulie, pentru rezultatele din cupă și din campionat. Și din campionat și din cupă am avut o perioadă bună. Am legat câteva victorii și câteva egaluri, fără înfrângeri, vreo meciuri parcă. A venit după aia înfrângerea din cupă, aia este, mergem mai departe. Cum e cursa asta pentru supraviețuirea în Superliga? Din ce în ce mai greu, de la an la an mai greu, că avem același lot, nu prea am schimbat, n-am adus tineret, dar sperăm ca și anul ăsta să scoatem la capăt și să mai continuăm un an în Superliga. Sunteți adepții Zicalei, cu găina bătrână face ciorba bună, nu? Da, suntem același grup de 10 ani, 10-12 ani, același grup, cu mii schimbări. Cu ce înseamnă pentru voi experiența la Victory Cup? În primul rând, mișcarea e importantă și o facem cu plăcere, venim cu drag aici. Avem, cred că, 8-9 sezoane de când venim la Victory și ne dorim să continuăm. Cum sunt meciurile cu echipele care au fost fotbaliști, cu minute în Champions League, în campioane ai României și așa mai departe? Da, e o plăcere să-și compit contra lor. Sunt grele, dar cred că am făcut față cu brio. Astra Kids, cam cu ce echipa aia asemănau așa ca stil de joc din fotbalul mare? Barcelona. Da? Detaliază un pic. Suntem o echipă care îi place să aibă posesia, ne place să jucăm mult cu portarul și ne place să atacăm mult. L-aveți și pe Messi în echipă? Messi este portarul nostru. Spune-mi, te rog frumos, ce obiective aveți în sezonul viitor, în condițiile în care veți supraviețui la Victory? 80-85% sigur vom supraviețui. Obiectivul este să continuăm încă un an, dacă rămânem anul ăsta, încă un an în Superliga. Când veți savura premiul? După meci, după victoria din seara asta. Mersi frumos!